eu sunt Dia și după cum puteți vedea, nu-mi stă părul, așa că mi-am pus o căciulă. Bine, de obicei nu-mi stă părul, după cum mă știți voi pe mine, dar de data asta am fost precaută și mi-am luat căciulă cu bad hair day ca să fie clar de ce am căciulă. Ok, astăzi voi face un nou vlog, evident, da. După cum vedeți în titlu, când eram copil credeam că, nu știu dacă v-ați dat seama, dar când am în titlu chestii de genul ăsta cu puncte, puncte, puncte. Îmi pare rău, tocmai am mâncat. Când am în titlu chestii de genul ăsta cu puncte de suspensie, înseamnă că fac șir de propoziții legate de titlu. Adică, cum am mai avut din seria asta, ești român dacă sau erai frumoasă până când. Am văzut că v-au plăcut foarte mult aceste videouri și că îmi cereți în continuare să fac o continuare la ambele, numai că nu am idei în momentul ăsta, așa că m-am gândit să trec la un alt subiect. Adică, când eram mic, credeam că, bine, mică, mi-am notat câteva propoziții pe care o să le dezbat alături de voi, așa că să-i dăm drumul la video. Piu! Ok, deci, când eram mic, credeam că Moș Nicolae este rău. Nu cred că eram singura care credea chestia asta. Mereu când era Moș Nicolae, adică 4-5 decembrie, și vedeam că am înghete, nu dulciuri, eram tristă, credeam că e supărat pe mine, că e foarte rău, că nu vrea să-mi dea și mie ceva lucruri mai wow, adică, hei Moș Nicolae, ești pe locul 2, mi-e place mai mult Moș Crăciun. Nu cred că eram doar eu așa, nu? Trecem la al doilea. Oh, când eram mică, credeam că cei de la televizor mă văd și ei și din cauza asta nu mă dezbrăcam niciodată în fața televizorului. Am pățit-o doar eu? Oh, da. Bine, încă am chestia asta, dar nu cu televizorul, gen mereu când vreau să mă schimb, nu mă schimb în fața laptopului sau în fața televizorului sau în fața calculatorului, pentru că am impresia că cineva mă spionează prin camera laptopului sau ceva de genul, sau pur și simplu la cameră. Pun mereu camera invers și la telefon la fel, cu camera în jos. No, nu cred că doar eu am chestia asta, adică sunt foarte paranoică. Vreau să-mi scrieți în comentarii în câte din aceste propoziții vă recunoașteți. Când eram mică, credeam că nu o să mă fac niciodată mare. Da. Eu aveam impresia că am lumea la picioare și că o să fiu mereu mică, fericită și mamă, abia aștept să-mi fac mare, o să fac atâtea chestii, dar of, încă sunt mică, cât o să mai fiu mică și acum când sunt mare vreau să fiu mică, da, sigur vă simțiți și la asta. Când eram mică credeam orice. Orice. Eram un copil naiv, credeam orice. Dacă îmi spuneai că am bomboane ascunse la spate, eu te credeam și ori încercam să te conving să-mi arăți bomboanele de la spate, să mi le dai, ori încercam să ți le fur cumva. Da, mi se pare normal. Când eram mică, credeam că personajele din desene animate sunt reale. Da. Eu am crescut cu Cartoon Network și cu Minimax și cu mai multe care acum nu mai există, dar oricum desene foarte mișto și îmi pare rău că acum nu mai sunt sau pur și simplu s-au modernizat, nu mai arată deloc la fel, nu mai au hazul acela și totul, dar oricum aveam impresia că sunt reale și chiar mă uitam de plăcere la ele. Nu știu dacă copiii din ziua de azi au impresia asta că ei sunt reali, dar eu chiar am crezut că eroii ăia sunt reali și toți roboței. Oh, da. Când eram mică, credeam că m-a adus Barza. Nu cred că mama ta nu te-a mințit niciodată. Nu cred că nu ți-a zis niciodată chestia asta. Mami, cum se fac copii? Păi ca să vezi, Diana, pe tine te-a adus Barza. Da. Când am aflat de fapt cum se fac copiii și că pe mine nu m-a adus Barza, am fost destul de dezamăgită pentru că propria mea mamă m-a mințit în halul ăsta. Când eram mică, credeam că mă mănâncă bau-bau. Da, de acolo și frica mea de întuneric. Încă mi-este frică de întuneric. Cea mai mare temere a mea este frica, e întunericul. Nu am cum să scap de această frică. Și nu e pentru că e bau-bau, da? Nu e neapărat de cine se poate afla în întuneric. Pur și simplu am eu o frică de întuneric, că se poate întâmpla ceva acolo și eu să nu văd. Nu neapărat că e cineva acolo. Are logică ceea ce zic. Când eram mică, credeam că Moș Crăciun citește scrisorile. Chiar aveam impresia asta. Când eram mică, mereu, frate, criam
scrisorică, o vedere, moșu. Mama îmi zicea că scrie ea adresa pentru moșu, eu doar să scriu o scrisorică drăguță, să-i spun că am fost cu minte. Nu știu, le scriam degeaba, niciodată n-am primit ce-am vrut. Dar pe lângă chestia asta, vedeam și la televizor emisiuni de genul ăla, că e Moș Crăciun acolo, știți, un om mai plinuț așa, cu barbă și îmbrăcat în roșu și cu o grămadă de copii și cu multe cadouri, un brad mare, mare, mare și că poți să suni și la televizor să vorbești cu moșul și îți trimite cadouri și chestii de genul și m-am fost dezamăgită când am aflat că moșul nu există. Asta se întâmplă. Când eram mică, credeam că am balauri sub pat. Și acum am chestia asta, că gen, mi-e frică de ceea ce se află sub pat și nu pentru că am o grămadă de mizerie sub pat. Dar încă nu mă simt foarte safe să dorm dezvelită sau să umblu fără ceva în picioare când îmi dau picioarele jos din pat. Nu mi-e ok, gen, trec peste spațiul ăsta al patului, gen, pium! Când eram mică, credeam că dacă minți, îți crește nasul. Și voi ați fost mințiți cu asta, nu? Da. Este oribil. Pur și simplu, așa te făceam mereu, orice părinte, să zici adevărul. Eu, să știți că nu mint, ură să mint, dar am nasul ăsta din naștere. Dia, de ce-ți faci joc de tine? În fine, am zis eu ca să nu ziceți voi. Când eram mică, credeam că dacă sunt rea, părinții mă dau la țigani. Da. Și așa, ca o paranteză, vreau să vă zic iar că n-am nimic cu țiganii. Acum mă refeream strict la țiganii de pe stradă, cei periculoși, cei care stau lângă gunoi, lângă blocul meu la Tomberoane. Acolo mi era super frică de ei, încă mi-este frică de ei. Și de asta am fost mereu o fetiță bună, că n-am vrut să mă dea mama la țigani. Când eram mică, credeam că guma de mestecat se lipește de stomac dacă o înghit. Cred că ați auzit și voi chestia asta de multe ori. Eu am auzit-o cel puțin și e ciudat, pentru că deși am auzit-o de o grămadă de ori, știu că nu este adevărată, este dovedit științific că nu este adevărată, dar eu când mănânc gumă și gen n-am unde să o arunc, eu pur și simplu o înghit de fiecare dată. Și încă sunt vie, încă sunt sănătoasă, n-am absolut nimic. Când eram mică, credeam că nu mai cresc dacă cineva pășește peste mine. Știți, atunci când stați pe jos și sunt oameni în picioare și gen trece unul așa peste tine și zici, mai trece o dată peste mine că nu mai cresc, faza aia. Sau, de exemplu, dacă treci pe sub o scară, o să ai ghinion sau chestia cu pisica neagră prin față sau că ți s-a spart oglinda, ai dărâmat sarea și chestii de genul. Am crescut cu chestii foarte ciudate, dar hei, nu m-au ajutat deloc. Când eram mică, credeam că dacă îmi dau ochii peste cap, rămân așa. Da, eu fac chestia asta de multe ori, gen, când aud pe cineva că vorbește prostii sau mă enervează ceea ce zice sau se ia de mine fără să știe despre ce vorbește, pur și simplu. Eu sunt mereu ceva gen, iar vorbește, uite-te la ăla, respiră, Da, și de acolo cred că vine și expresia asta cu, dacă te mai strămâi, rămâi așa. N-am rămas așa, deci este în regulă, puteți să vă strâmbați, să vă dați ochii peste cap, este total normal. Când eram mică, credeam că dacă îmi cade un dinte, va veni Zâna Măseluță! Da, am crezut-o și pe asta. Îmi ascundeam dinții sub pernă. Sincer, chiar nu știu unde au dispărut. Asta e un mister pentru mine, probabil la sora mea sau habar n-am. Dar urât, urât, cu câte lucruri false am crescut. Ok, și cam atâtea propoziții am avut. Vreau să nu uitați să-mi scrieți în comentarii în care dintre propozițiile pe care le-am spus vă regăsiți. Și dacă mai vreți să fac continuarea la această serie cu șir de bla 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 sau fir cu bla bla bla, cum am mai spus. Eu am fost Dia, asta a fost vlogul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Vă pup și vă iubi!